G2A, jocuri și prețuri de belea. Salut și bun venit la un episod de Minecraft Let's Play pe Barba Neagră. Jos aici, da, m-am urcat pe turnul ăla pentru că plănuiesc să mă duc în deșert să luăm nisip. Și aici vedeți, ia uite de sus toată baza mea, de acolo, de la casa spaniolă care e acoperită de nori, până în partea asta, până la podul El Diable, care e și el tot spaniol. Aparent m-am uitat pe wiki și atunci când căutam poză ca să vă pun în descriere să vedeți cum arată, și aparent ăsta nu e un pod de pasageri, deși merge o persoană foarte ușor, se folosea înainte, în Imperiul Roman sau ceva, pentru a transporta apa. A? Interesant, nici nu știam de așa ceva. Nici n-am auzit vreodată de un pod care să transporte apă, dar e foarte interesant. Eu o să-l folosesc pe pod, pe post de pasageri. Din cauza shader-ului se văd așa unele zone mai albicioase, dar te-ți pregătiți? Avem elitra pe spate, am luat toacele și ea. Uite, m-am mâncat aș. Frumos. Așa putem să-i facem o poză interesantă. Uite așa. Pac. Și acum, în 3, în 2, în 1. Ala, la, 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 la. Op, n-am deschis. Am apăsat space-ul cam târziu, firar să fie. Am apăsat space-ul puțin tel, cam târziu cu câteva secunde și... Dar sper să mai ajung. Ia uite cum se aude vântul. A? Hai că ajungem în deșert. Eu practic o să vreau să mă teleportez de pe cel așa, dar nu știu dacă mai pot să mai urc acolo. Uop! Ala-i tati! Frumos! Eu am pe ce să urc aici? Nu am pe ce să urc. Am pus ăsta ca să... Aha! Sub ăsta e o crevasă. O să vină noaptea și o să facem treaba asta pe noapte. Am luat la mine o lopată cu efficiency 5 și mai avem și una cu efficiency 4. Dar am zis, băi, hai să ne mișcăm super mega repede. Și cum încep eu de obicei, eu încep de la un deal. Cum văd un deal acolo încep? Mai avem și pe aici niște stone, niște sandstone, așa că putem să venim să luăm direct materialul de care avem nevoie. Dar până una alta, let's take nisip, much many more nisip. Cât cuprinde, o să umplu inventarul, mi l-am golit acasă, așa că am intrat pregătit aici. Trebuie doar să mă pun pe treaba. Ne mai trebuie acolo să terminăm podul. Nu, iar m-am blocat, e ceva în ultimul timp. Uite-te și tu, what the fuck, man? Nu, ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă? Deci în ultimul timp mă blochez și nu înțeleg de ce. Eu acum sunt blocat aici și merg ușor dacă apăs săgețile. What the fuck? Gata. E ceva, nu știu. N-am idee de unde e treaba asta. E recentă. Nu mi s-a mai întâmplat până acum să mă blochez în halul ăsta. Chiar nu mi s-a mai întâmplat. E... Ia uite. Iară. M-am blocat din nou. What the fuck? De ce mă blochez? Asta e chestia. Sper să... Îți dai seama, te uci în Nether și cum fac eu podul ăla mare care... Yo. Iar m-am blocat. Cred că la intersecția asta. What the fuck? Mor de nervi. Come on. Come on. Vai, asta e nasol. Hai că încerc să nu mai mișc așa mult. Na, uite, stau. Merg așa un picuț, nu mai sar de colo-colo. Poate ajută la ceva. Deși nu știu. Băi, am experiență, așa că e în regulă. Ăsta văd că are mending. Nu prea o folosim noi acum, opțiunea asta cu mending, atât timp cât luăm nisip. Da, hei. Are efficiency 5, ceea ce îmi scurtează foarte mult timpul. Așa, hai să punem și noi o torță frumoșică. Și dacă nu folosim elitra, o să pun deoparte în inventoriu și o să-mi iau armura pe mine. Nu se știe niciodată când se spawnează măgarii ăștia și mă pomenesc cu un creeper. Chiar ieri, după ce am închis înregistrarea, m-au pomenit cu un creeper la spate și mi-a explodat acolo o porțiune din pod. Și n-a fost frumos. A fost lângă pod, de fapt, și o porțiune de pământ de lângă pod. Ceea ce... It's not good. Am acoperit-o. E în regulă. Dar mi-a explodat fix lângă mine. Adică am avut noroc că am avut armură, că altfel o înbulinam. Trebuie să iau și stone și sandstone-ul ăsta. Văd un creeper acolo. Sunt cu ochii în patru acum. Sunt cu ochii în patru, că cu ăștia nu te joci.
Uite așa. E nasol că ziua nu dispar, știi? Oho, iodel. A și venit. Hoia, bici. Uite mă că a murit. Caputus. O, avem câteva stacuri. Ok. A, ai venit și tu aici, serios? Serios? Gata, bossulescule. O să iau și sandstone-ul ăsta, probabil. Da, cred că mă mișc mai bine dacă iau sandstone-ul. Ia, hai. Da. Da. Mai dăm sandstone. I want sandstone. Uite-te și tu cum trec prin el. Awesome. Pot să sar acolo? Ce rare, mă? Nu pot. Ok. A meritat să încerc totuși. Aici pe aici. Luăm cât putem. Ne mai trebuie și acasă, așa că ne facem stocul. Chiar dacă mai consumăm noi acolo. Și mai am pe aici niște bucățele. Mină. Mină de mină. Ok. Nicio problemă, mină mai aici. Oh, shit, la asta nu m-am gândit. La asta nu m-am gândit că o să-mi cadă o grămadă de nisip. Uite așa, două nivele. Și mai las unul. Wow, cum trec prin el ca prin unt, frate. Ia uite-te și tu. Mai am puțin și termin târnăcopul ăsta. Așa că o să-l mai păstrez un pic. Mai păstrăm puțină putere din el. Energie. Câte avem până acum? Ne-am cam umplut. Ok, hai să scăpăm de niște treburi. String nu-mi trebuie, Spider-Eye nu-mi trebuie, Gunpowder mea că am trebuit, dar hai fie mă descotorosesc de el. Arrows, 44. De ce am eu 44 la mine? Poate să-mi spună cineva? Nu știu. N-am nici cea mai vagă idee de ce am 44 de arrows la mine. Pe unde am venit? Pe aici? Da, pe aici. Băi, n-am aruncat, da? N-am aruncat elitra. Ok, bun. Hai să mai facem niște sandstone ca să mai scurtăm de aici. Poc. Să mai scurtăm din sloturi. Poc. Gata. Și acum... Oh, come on! Prea mulți. Ce be? Ce be? Au, cum s-a auzit la asta? Scoate acela sunet ca și villagerii, doar că un pic mai înfundat așa. Nu! Pentru o secundă m-am blocat acolo. Jesus. Hai să terminăm pe aici de nisip. Oh, shit, man. Oh, come on, de ce trebuie să fie totul așa nasol noaptea? De ce? De ce? De ce? De ce? De ce? Uite aici, pare să nu fie nimeni. Hai să terminăm zona asta. Cineva în spate? Acum nu. E în regulă. O, ador lopata asta. O, ador! O, ador. Mending pe lopată, cam degeaba. Da. Asta este. Așa ne-a picat. Oh, shit, man, doi. Băi, masca, am luat prin surprindere, mă, băieți. Masca, am luat prin surprindere. Hai să luăm noi tot nisipul ăsta pe aici. Uite și... ador sunetul ăla. Sună bogățime. Ce vrei, prietene? Haia, de aici azi. Ce n-am meu? Asta-i, tati. Jos cu tine, mai am pe aici niște nisip. De asta ador shader-ul ăsta când face lumina atunci când am o torță în mână. E... demențial. Hai să mâncăm o leacă că nu prea am permit. Nu prea am permit să nu mănânc. Așa. Nu știu cum fac eu să mă întorc. Vedeți voi, mi-ar fi trebuit un turn. Asta e treaba. Și probabil o să trebuiască să facem un turn. Turn de nisip și o să trebuiască să iau un stack. Nu cred că vreau mai mult de atât. A, m-a văzut. Speram să nu mă vadă să iau nisip. Auci! Auci, nu mai da. Nu mai da. Oh, shit. Oh, shit. Stai așa. Aia. Beciolescule. Și pe asta. Ce sunete frumoase. Auci. Aia. No. No. Auci. Ha. Gata. Ala ești. Caputus. Renunțăm la niște lucruri pe aici. Gunpowder-ul păstrez. Vedem după aia cum se prezintă. Da, o să mă lepăd de un stack de nisip. Ca să pot să plec de aici cu elitra. Dar sper ca 64 de blocuri să fie de ajuns pentru un turn. Nu știu ce să zic. Vedem. Ce și cum. Mai aud un zombie. Ce ranimă? Da, mă, uite, vezi, ăsta e un... E super tare că avem zombalei de ăștia prin deșert pentru că sunt îmbrăcați în mumie. Și în deșert, nu știu, merge bine de tot. Bine de tot. Să luăm și bucățelele astea, că sunt prețioase.
niște coleșăm. Mai avem loc? Oh, da, mai avem loc. Ok. O să umplu inventoriu. Plecăm doar când avem inventoriu plin. E și păcat să nu. Lopata asta s-a cam dus. Așa că o să o mut pe cealaltă. Oh, viteze aceeași. Unul nu simt nicio schimbare. Chiar dacă e efficiency 4 și efficiency 5. Uite așa. După toată experiența asta o să trebuiască să mergem să luăm niște... Ei bine, experiență pentru, din ferma noastră din End. Pentru că altfel rămân fără unelte. Ala ești, Caputus. Cam gata. Ce mai avem? 19 sandstone. Mi-ar mai trebui niște sandstone, ce-i drept. Hai să mergem să mai luăm niște sandstone. Și după aceea când umplem și de sandstone o să... Plec, doar că trebuie să facem un turn și m-am gândit și unde să-l fac, că trebuie să fac turnul cât mai aproape de pădure ca să minimalizez distanța. Unde? De unde am luat eu atunci? Ah, de aici. Dicole așa am luat, sper să nu mai ia pe la spate vreun zombalaud ăsta. Sau un creeper și mai rău. Așa, cred că e de ajuns. 52, le mai au pe astea. 59, dă-le și pe astea. 62. Ala-i tati, frumos, 64, bun. Acum, într-adevăr, putem pleca. O să consumăm un stack de sand, dar asta este. Ne scurtează drumul către casă, ceea ce nici nu punem la îndoială. E fix ceea ce vrem să facem. Ca să funcționeze treaba și să nu trebuiască să construim mai mult, o să construiesc turnul pe dealul ăsta, ca să ne înălțăm și mai mult, mai ales că nu vreau să-l fac prea mare. Ci doar de un stack, nu vreau să investesc mai mult nisip în el. Că n-am venit aici să luăm nisip ca să facem turnul după aia să-l pierdem. Și pe aia când mai venim noi pe aici, ștergem și ștergem. Închidem turnulețele astea, le distrugem. Ăla de frunze, adică ăsta de aici, sper că va arde. Asta e speranța mea, că o să-i dau foc și o să-l ardă până sus, da? Vedem. Yay, dimineață! Dimineață! Nice! Frumos de... Oh, uite-te, mă, și tu, parcă am venit în altă lume. What? Un cub plutitor. Un cub plutitor. Hai să facem turnul fix de acilișa. Da, nu înainte să mâncăm un pic. Da, ok. Dăm bătaie 64. Oh, shit, stai așa. Să luăm torțele. N-am cum să le pun. N-am cum să pun torțele, goddammit. Ok, asta e nasol. Mai am puțin, wow, ok, am omorât câțiva mobi. Mai am puțin și fac 30 de levele. Asta-i de bine. Mergem și reparăm ceva acasă. Să mă uit să văd câte diamante mai am, că în ultimul timp am cam tot reparat din ele. Și mi s-au condus diamantele. Încă 10. Încă un picuș. Gata, ajungem noi până acasă? Știu că în partea aia e casa. Ai casa spaniolă? Nu, nu se vede de aici. Bun, hai să punem elitra. Pac. Sunteți gata? Trebuie mâna goală? Nu știu, o să merg cu mâna goală. Da. 3, 2, 1. Ok. Hai că ajung până acasă. Uite casa spaniolă. This is the Spanish house. Uite aici ce frumoasă e. Uite, mă mâncaoș. Fiu. Ia, hai să trecem pe aici. Wow, și sus. După aia iară jos. Ia uite mă. O luăm așa pe aici. Mamă, dacă nimeresc fix pe pod, ar fi. Wow. Fix pe pod. Mă pricep, I know. Mă pricep. Sandstone, ok, sandstone. Am foarte multe și mie îmi trebuie scări. Ok, hai să facem niște scări. Sandstone, uite așa. Nu știu exact câte, nu știu exact cât să fac. 16, o fi de ajuns 16, nu știu. Ia. Yeah. Hai să vedem. Eu trebuie să prelungesc aici practic. Pac, pac, pac. Până jos. Uite așa. Și aici facem foarte realistic, frățioare, adică nu ne încurcăm. Știi ce, jos aș putea să fac și așa. Adică, a? Să ne complicăm așa? Hai să ne complicăm, că e frumos. Băgăm pe partea aia.
No, aici vedeți voi, o să trebuiască să tot facem porțiunea asta, să o mărim. Adică așa. Punem o scară aici. Și încă una aici, iar cu porțiunea asta mărim. A, e în regulă așa? Pare în regulă așa. Creeper-ul ăla mi-a explodat fix aici, mi-a distrus o bucată din pământul ăla care susține gardul. Da, n-a fost prea frumos din partea lui. Și astea, și să ne ridicăm o leacă. Și o să vin. Ia, hai să facem noi așa. Că e mai frumos. Oh, nu, 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 nu. Nu aici. Uite așa. Și după aia doar vin și pun scările. Asta e. Da, exact. Întâi facem porțiunea asta. Și pe aia venim și punem scările. Uite așa. Pac, pac. Stai un pic aici, e cu dus și întors. Că întâi trebuie să pun scara asta. Și pe aia trebuie să continui în jos. Că după aia nu mai am cum să mă întorc. Ai, beleau. Din nou asta, scara și jos. Uite așa. Op, mi s-a dus un stac. No problemos, scoatem altul de la naftalina. Așa. Și încă unul. Bun, sus. Pac. Și încă două. Ah, da. Stai așa să scap de torțele astea că mă cam buzie. Și dacă tot sunt aici, o să iau și armura pe mine. Bun. Sus. Și ăsta cred că e ultimul. Ha? E ultimul? Ah, nu-mi dau seama. Stai așa. I-am pus pe partea aia. N-am pus, vedeți? Not good, man, not good. Dă-mi plancurile înapoi. Give me the planks. Pe aia n-am mai luat-o. Oh, well. Nu mai am sc... Ah. Hai să mergem să facem niște scări. God damn it, man. Câte mai trebuie? Îți fac doar 4? Stai așa că nu mai am loc. Dacă pun și scările, nu mai am loc în inventoriu. Da, bun. Hai că am făcut în regulă. E ok. Hoia! Oh, shit. Gata. Punem una aici și una aici. Și ar trebui ca podul meu să fie relativ complet sus, perfect, perfect. Mai avem doar porțiunea de jos, care asta e o leacă mai simpluță de făcută. Deci o să-mi intre mai multe resurse aici. Și o să fiu foarte realistic, gen punem până unde se termină partea de jos. Nu iau nicio scurtătură. Uite așa. Aici una. Șocilișa. Încă una. A, mai este... Am uitat de partea asta, că intră multe scări. Ia stai să luăm noi scările astea de aici, că ăștia nu prea au ce căuta acolo. Uite așa. Dacă tot pe peste tot facem doar în față și în spate scări, atunci aici o să fac la fel. Mai dăm câteva. N-are nimic dacă mai rămân. Nu se supără nimeni. Le mai folosesc și la alte construcții, nu-i bai. Cineva mi-a trimis podul, versiunea lui de pod din Sandstone pe Facebook. Foarte tare. Dacă ați făcut și voi podul ăsta și îl aveți în Minecraft, trimiteți-mi un screenshot pe pagina mea de Facebook. Mă uit la ele. Mereu sunt interesat de idei în Minecraft. Așa că dacă l-aveți, trimiteți-mi acolo poza. Aveți linkul către pagina mea de Facebook în descriere. Bă, ăsta e ultimul? Nu, no, mai am unul. Mai am pe ăsta, dar nu știu cum să fac aici. Știi ce? Cred că o să fac așa. Iar porțiunea asta pur și simplu vine îmbinată și mai avem și aici. Bum, ai. Frumos? Oh, frumos. Acum ai mai la toleacă. Perfectos. Și avem și porțiunea asta de mers. Nice. Uite, îl și folosim acum. Puțin cam alt, dar cred că e din cauza shader-ului. Bănuiesc eu că e din cauza shader-ului. Acum, hai în bază. La mine în casa acolo, în depozit, ca să mă lepăd și de tot nisipul ăsta. Și trebuie să lucrăm acum să vedem unde punem acea arcadă. Trebuie să punem arcada aia frumoasă la intrare aici în pod, ca să avem și noi o intrare maestoasă așa, majestuoasă. Cred că trebuie să pun niște stone la ars.
Cât nisipam, cât nisipam. O să trebuiască să fac niște loc. Stai așa, geamurile pe jos. Clay-ul cu o lea. Ok, smooth sand stone, nu prea ce căut aici. Asta e sand, sand, ok. Sand o să-l mut sus. Cel mai bine. Uite așa. Hai să umplem cu sand. Pac, 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 pac. Sand, sand. Sand, mai am. Uite și aici. Sand și sand. Iar sandstone-ul o să-l pun aici. Uite acolo. Awesome, la fel și scările. Sandstone, sandstone și mud sandstone la sfârșit aici. Vreau să am și o ordine totuși, să nu fie totul talmeș, balmeș. Gunpowder-ul și cam atât. Restul. Avem niște unelte aici pe care nu le vom repara acum, dar pe viitor va trebui să ne ocupăm de ele, că după aia rămânem fără. Și avem și un pickaxe care mi-a servit foarte, foarte bine. Din păcate acum, de ce am eu 3 săgeți la mine? Poate să-mi spună cineva? O să iau efficiency 4, am breaking fortune. Decât pe ăsta-l mai am, serios? Hai să punem un enchantment pe ăsta. Why not? Why not? Punem un enchantment pe pickaxe-ul ăsta de diamant care pur și simplu, sau să-l mergem să reparăm pe ăsta. Știi ce? Ăsta m-a servit bine. Hai să-l reparăm pe ăsta. Iar elitra o punem la loc. Îmi trebuie un pickaxe de diamant la mine, de asta mă ocup de repararea lui, că altfel nu. Nu o făceam. Punem pe ăsta. Stricat-o pe ăsta, bun, cost 5 efficiency, awesome. Awesome, awesome. Am și un pickaxe de asemenea. Topoare, sincer, sunt cam multe pentru ce-mi trebuie mie acum. Așa că o să luăm pe ăsta, că nu e folosit. Și îl punem deoparte, păstrăm doar atât. În rest avem totul de diamant și topoarele. Chiar și topoarele de diamant, știi ce? N-am nevoie de toporul ăsta. Să-l punem direct pe ăsta și dacă e așa o să le iau special de iron. Bun, hai că e mult mai frumos așa, am făcut niște ordine. Încă nu știu ce caut eu cu 48 de săgeți la mine, dar bănuiesc că le-am luat din greșeală, asta e toată treaba. O să luăm un semn. Așa. Cine mai trebuie? Stai așa. O să luăm un semn și semnul în realitate la Pont del Diable este pus pe o bucățică de piatră, așa că voi face și o chestie asta autentică și voi păstra ideea. Așa că luăm niște stone. Hai să luăm și niște cobble. Ce mai avem pe aici? Some bricks, de ce nu? De ce nu? Cobblestone wall, why not? Why not? Hai să facem niște stone bricks. Hai că se fac câteva. 27. Vedem dacă ne mai trebuie. O să iau și niște frunze. Îmi plac mie. Și 2-3 vineri. Aș vrea dacă mai am. Nu. Aparent nu mai am vineri. Oh, wow. Ok. Am vreo foarfecă pe aici? Aici nu. Dar aici da. Ok. No problemă, pentru că avem vine-uri pe aici prin bază o grămadă. Doar 2-3 îmi trebuiesc să umplu pe acolo și să pun pe pe gard să crească, să aibă așa un loc mai frumos. A venit și noaptea și știi ce? O să mai stau puțin să mai am vine-uri ca să trag de timp până vine noaptea pe bune, ca să pot să dorm. Astfel mă duc și o dimineață. Nu mai am probleme pe acolo. Nice. Câte vine-uri am? 24. Da, hai să mai luăm câteva. Pachet. Gata. Ajunge. Hai să dormim un pic. Da. S-a închis, s-a închis. Gata. Barba Neagră has just earned the achievement overkill. Unde mi-a dat-o pe asta? Când i-am killerit pe aia sau când am zburat? Una din două. Oh, am o aruncat asta degeaba. Dă-o încoa. Gata. E când joci mai multe jocuri, uneori încurci controlele. Știi? Și am jucat foarte mult Astronier ieri, de exemplu, și s-a obișnuit cu Q. Bun, cum vrem oameni să facem treaba asta? Hai să ne gândim un pic. Vreau, știu sigur că vreau niște stone brick stairs. Deci asta e un lucru pe care îl vreau musai. Și vom face atâtea. Iar stone bricks-uri, facem și de astea câteva. Ok, hai să alegem, hai să alegem. Vreau să fac
De două. Da, hai să facem ieșirea doar cât trebuie. Cred că e interesant așa. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ieșirea o să fie așa. Adică n-aș vrea să fie ieșirea prea, că după aia intră vreun mob, ceva. Și o să distrugem porțiunea aia de jos. Gata, ca să nu poată să urce nimeni până aici pe sus. Deci, practic, o să venim pac și pac. Da? Bun, bun, bun. Atunci facem pe de-a lungul și o facem pe două. Da, bun, hai că ok așa. Și nu știu cum să fac, de asta stau să mă gândesc. Două sus. Încă una colea. Aici încă una. Și să închidem acum, nu. Închidem acum, închidem. Sau nu. Ba da. Auci! Asta a durut. Pot să construiesc acolo? Gata. Cumva a mers. Dacă pot să o plasez și pe asta de aici ar fi absolut super. Gata! Hello! Ok. Bă, nu știu de voi, dar mie sincer nu prea îmi place. Deci mie unul nu prea îmi place. Ideea mea era să pun așa, scara aici, scara aici. Da, mi se pare prea overkill. Ia, stai să mai studiem. Opa, nu, frate, stai așa, nu cu stone. Ia să dăm noi bucățilele jos. Hai să vedem cum se prezintă acum. Mă uite așa. A? Cred că e altă viață. No, tot urât. Urât, urât, urât. Mega super urât. Dă-mi-o pe astea că-mi trebuie. Oh, firar. Ce fac eu în cazul ăsta? Ce facem în cazul ăsta? Să o facem mai lată? Nu prea aș fi vrut mai lată. N-am decât să fac un picuț mai lată. Stai să distrugem aici totul. God damn it. God damn it. Credeam că mi iese. Păi, oh, cam am și pe partea asta. Mai lată de atât o putem face de aici. Una. Și aici. Este? Da. Și dacă o facem aici, dai să îmi creez și eu niște susținere. Venim sus și după aia așa. Pac. Și atât. Ha? Parcă arată mai mult arcada asta decât aia dinainte. Nu știu, zic și eu. Dar că nu știu ce să fac eu cu intrarea asta. Vedeți voi, aici e o problemuță. Aha, cred că știu. Cred că știu ce vreau să fac cu asta. Yep, gata, am rezolvat-o. Știi ce facem cu asta? Pur și simplu mărim aici. Facem... Stash. Pac. 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 Și aici încă una. A, iau pe asta. Și frunze am, sigur că am. Pac, pac, pac. Practic prelungesc acest gard. Și dacă tot am opțiunea asta să ascund lucruri picole așa, voi face. Gata, și avem și puțină lumină acolo. A, frumos așa, frumos, frumos, frumos. Și venim pe aici frumoșel cu niște slab. Și acum, din afară nu se poate urca nimeni aici. Asta e lucrul pe care vreau eu. Frumos, frumos. Arcada asta să o dublăm totuși. Aș putea să o dublez. Da, o să o las așa deocamdată. Aici o să pun niște scări. Aici o să vină scările astea. Unde sunteți, măi? Uite-le acolo. Pac și pac. Ha? Haide mă că arată frumos! Punem și pe aici două scări. Merge să punem aici scări sau exagerăm? Da, cred că exagerăm. Ce e mult strică totuși. Ce este mult strică. Acum, vreau să facem cumva cu cobblestone wall-ul ăsta. Să fie interesant. Dacă îl pun aici, e interesant, dar parcă mi-a din arcada, așa că îmi strică toată treaba. Știi ce? Hai să luăm scările astea de aici. M-am răzgândit și punem wall-ul ăsta.
Da, mult mai frumos așa. Iar pe partea asta punem două torți. Uite așa, parcă e mult mai majestoasă intrarea asta, a? Nu știu ce să zic cu porțiunea asta de sus. Ia, hai să încercăm noi altceva. Să vedem dacă merge. No, god damn it, man. Stai, sus. Pac, ala-i, tati, frumos. Stone-ul, hai să-l punem și pe... A, nu acolo, nu acolo, nu acolo, măi, că-mi strică toată treaba. Aha, mai ajung eu la ăla. Bă, parcă de două e altă viață. Parcă de două, nu știu, e un pic altă viață. Mai am stone de ăsta și aș putea să prelungesc. Ia stai un pic să vedem. Pot să... Perfect, perfect. Și dacă urc acolo, încă una... Hai și încă una, să vedem cum arată și arată mai bine cu încă una. Gen așa. Awesome. Hai să vedem cum se vede și din partea cealaltă, că din partea asta se vede bine. O, da. Vă place? Mie îmi place cum arată aici. Arată interesant. Doar că acolo... Care-i treaba aici? Stai așa. Up. Care-i treaba? Stai așa că nu înțeleg ce se petrece aici. A, e cu încă una. A, ok, bun. Stai așa. Mai umple un pic. No problem, Osman. Practic aici. Bum. Și bum. Așa trebuie făcut, nu? Ceva e neregulă. Something is not right. Ce am eu aici? Am scări? Nu. Am unde asta? Pac, pac. Poate ar trebui să punem niște scări aici. Ia. Yeah. Nu, nu merge. Trebuie să mai punem slaburi. Oh, come on! Ce se putea... Nici că se putea mai rău, sincer. N-avea cum mai rău de atâta. Nu stone, vreau cable. Asta-i. Mai căzut ăsta pe jos. Deci nici că se putea o intrare mai proastă. Hai că pot să mă lepă de două bucăți de cable. O, doamne, nu-mi place aici. Ah, ce facem, ce facem, ce facem? I don't like it, I don't like it, I don't like it. De ce nu mi-arată ca aici? E același lucru. Oare să-mi creezim eu... Știi ce? Ia să distrugem noi bucățelele astea. Și hai să le facem cu altceva pe ăsta. Nu să le fac tot cu stone. Hai, dă-mi, dă-mi, dă-mi. Oh, come on. No, mă duc după ele. Sunt zgârcit. Mai bine mă lepe de cabl decât de alea. Hai, gata, am reușit. Cum să facem noi aici? Stai așa. Hai să facem cu eventual... Hai să facem cu stone. Uite așa. De sus până jos. Ha? Da. Dar după aia nu. O, de la naiba. Stai că nu merge nici cu stone. Că eu vreau să fac. Știi ce? Hai să renunțăm la aștia deocamdată. Cum Dumnezeu să fac eu aici? Hai să facem cu... Ar merge cu încă o scară? Astea sunt probleme de design, deci. Dar e bine să faci un brainstorming așa și să te uiți să vezi ce funcționează, unde funcționează, ce poți să pui. Și așa alegi cea mai bună opțiune. Oh, come on! Știi ce? Hai să ne urcăm o leacă sus. Că văd că am probleme aici. Hai cu scara, sigur, de ce nu? Și vreau să mai încerc o treabă. Ia, hai să facem noi așa. Și să vedem ce ne iese. Oh, nu mai am scări. Damn it. Stai așa să mai facem scări. Stone bricks. Mi-ar fi trebuit puțină variație la scări, dar... Hey. Nu am. Nu am. Oh, shit. Gata. Bun. Da, și să o punem și pe asta. Jos. Bum. Șacalaca. Bă. Sper să funcționeze. Nici nu mă mai uit. Și pe astea le distrugem direct.
Pac și pac. Și cu alea mai pun decât... Hai mă! Nu vrei? De ce nu mergi? Ala-i, tati, frumos! A? A, stai mă, arcada, în sfârșit i-am găsit aici leacul. A, așa mă, frumos! Frumos, hai să dormim rapid. Și revenim când se face ziua. Gata. M-am trezit. E o nouă zi și putem să terminăm arcada care ne-a dat puțin de furcă. până am gândit-o. Dar în rest totul e în regulă. Acum o să vreau să mai fac... Uite un Enderman acolo. Ce chestie. O să vreau să mai fac arcade de astea de-a lungul bazei mele. Și asta practic a fost o încercare să vedem dacă ne descurcăm. Și cum o să ne iasă, pentru că vreau să o imit pe viitor. Așa, jos pe partea asta niște stone bricks-uri, n-avem ce să facem, facem același lucru, pac, și frate, da, asta da arcadă, deci aici mai zic și eu arcadă, punem și niște torțe, why the fuck not, de afară, stelar, acum sunt mulțumit, acum arată și-l simetric. Înainte nu știu, parcă lipsea ceva, dar acum într-adevăr, parcă arată bine și ca să mărim și mai mult, punem aici una și aici una, gata, ca să aibă... Oh, ce ai, prietene? Ca să aibă susținere, asta vroiam. În rest, looks good, man, looks awesome. Pe partea asta e tot în regulă? E tot în regulă și aici. Frumos, frumos, asta e arcada. Acum, o mai umplem puțin cu niște vainuri. Nu cred că voi putea de sus. Ah, ba da, wow, am putut de sus. Fenomenal. Deci, unde sunt blocuri? Punem cu două vainuri acolo. Punem un vine aici, unul aici și hai să punem și pe lateral ca să umplem frumos și gata. Când vine-ul o să crească o să fie așa ca un fel de portiță și ar fi mers aici ce-i drept și două portițe. Așa că hai să ne ocupăm de ele acum. Vom face niște bețășoare, stâlpișorii, a nu stai că e invers, e așa. Pac și boom. Oak fence gate, perfectos. Uite așa, două ne trebuie. Awesome, awesome. Pe astea o să le pun... Nu, astea le punem aici. Gata. Astea sunt portițele. Bă, frumos. Deci n-ai ce să-mi ceri, e frumos. Așa. Și încă o bucată de stone. Pe care voi pune eu... Hai să luăm un cable de data asta. Și o să luăm să-l punem fix... colea. Și voi pune aici un semn și o să scriem pe el Pont del Diable. Pont del Diable. Ăsta este podul. Frumos! Sper că v-a plăcut și episodul ăsta. Trebuie să-l întorc asta de aici. Am cam terminat. Porțiunea asta rămâne ca pe viitor să umplem și spațiul ăsta de aici. O să mă gândesc ce putem să-i facem. E un spațiu foarte frumos cu care putem face multe lucruri. Putem să lucrăm cu el. Și de asemenea vreau să fac arcade de-astea pe peste tot de-a lungul bazei mele. O să fie o muncă titanică ce-i drept. Deci aici o să-mi intre o grămadă de lucru. Sper că v-a plăcut și episodul ăsta. Aveți în descriere toate link-urile de care aveți nevoie. Există și... o nouă ofertă la G2A, o promoție dacă dați 2,50€ parcă sau 2,49€, primiți lunar 5 jocuri maiestoase. De asemenea, folosește codul BARBAN pentru o reducere de 3% la orice joc cumpărat de pe G2A, iar Facebook-ul meu este tot în descriere. Până data viitoare, v-am salutat!